am avut o întâlnire cu o parte din fermierii din orașul Ovidiu, Poiana și Culmea, o delegație de aproximativ 30 de fermieri. Ne-am întâlnit într-o ședință în sala de consiliu local și am discutat despre posibilitatea înființării unei asociații a fermierilor. Noi deja ne-am gândit și la un nume și a fost deja aprobată prin hotărâre de consiliu local în cursul zilei de ieri. E vorba de Asociația Poiana lui Ovidiu. Poiana, odată, pentru că majoritatea fermierilor sunt din satul Poiana, a lui Ovidiu, pentru că aparține teritorial și de orașul Ovidiu, dar ne duce și cu gândul și la o poiană a poetului latin, putem să spunem, din punctul acesta de vedere, mai ales că sunt 2000 de ani anul acesta de la moartea poetului. Am avut discuții cu partea din fermieri, așa cum vă spuneam. Suntem interesați, în primul rând, să căutăm soluții comune pentru a-i promova mai bine. După cum știți, zona satului Poiana, în mod special, este bine cunoscută de-a lungul timpului ca fiind un bazin legumicol important în județul Constanța. Produse, chiar regăsim și produse deosebite în zonă. Fermierii s-au dezvoltat și deja avem fermieri care produc gojii, spre exemplu, sau fructe de pădure, mure în mod special. E o paletă diversificată de la producători de legume, fructe, florari, lapte, miere, păsări, animale, lavandă, ouă, chiar pepeni, deși nu suntem chiar în Dăbuleni. De aceea am spus că trebuie ca am parteneriat cu ei, noi, membru fondator ai acestei asociații, să găsim soluții să poată intra mai ușor pe piața din Constanța, în mod special, de ce nu și în Dobrogea și în țară. Problemele principale ale lor este că nu întotdeauna au pârghiile necesare pentru a avea un dialog cu reprezentanții APIA, cu reprezentanții de la Direcția Agricolă sau de la Minister. Cred că împreună putem face mai multe. Deja, vă spuneam, am aprobat prin hotărâre de Consiliu Local înființarea acestei asociații Poiana lui Ovidiu. Ea cu siguranță va deveni un brand local, un brand al județului până la urmă, pe lângă fermierii dobrogeni, care ei deja sunt membri asociați și cu care avem deja o colaborare noi, primăria orașului Ovidiu. Pregătim pentru viitorul cel mai apropiat o broșură pentru a-i prezenta toate produsele, toată paleta de produse și fermierii ce doresc să intre în această asociație. Deja după discuțiile pe care le-am avut la modul colectiv, am început să-i abordăm individual, în sensul că mergem în fiecare fermă, să vedem cum arată ferma, să pozăm ferma, să arătăm produsele în acea broșură. La fel lucrăm la un site Poiana lui Ovidiu, unde vor fi prezentate toate fermele și toți producătorii. Ne dorim să lansăm broșura și site-ul în toamna aceasta, cel mai probabil de sărbătoarea recoltei, așa cum facem în fiecare an, în perioada 12-15 octombrie anul acesta. Vom invita pe toți fermierii din zonă ce doresc să facă parte din Asociația Poiana lui Ovidiu și totodată fermierii dobrogeni cu care deja avem colaborare. E vorba de, la prima strigare și primele discuții sunt realizate cu un grup de aproximativ 77 de fermieri. Urmează să vedem pe moment ce îi abordăm individual în perioada asta, v-am spus, de o lună de zile până la mijlocul lunii octombrie, până la sărbătoarea recoltei, să vedem efectiv și câți se vor înscrie în această asociație. Care e principala lor problemă pe care asociația vrea să o rezolve? Accesul pe piețe sau altele? Principala problemă ar fi o abordare unitară, de fapt, a problemelor lor, accesul pe marile lanțuri de marketuri din Constanța. E o dorință a noastră și vom încerca să facem lobby pe acest subiect.
observ din ce în ce mai des, fără a da neapărat denumirea unui market puternic, observ că sunt foarte căutate, observ că sunt foarte căutate produsele de poiană. Și chiar sunt marketuri în Constanța unde pe etichetă scrie clar produse din satul Poiana. Fermierii din Poiana sunt căutați pe piață. Poate prin această asociație vom reuși mai ușor să intrăm în marketurile constanțene, în piețele din Constanța și așa mai departe. Dar important este să îi promovăm în primul rând la nivel național, la târguri, la expoziții, acolo unde nu toți fermierii pot participa. Ori primăria Ovidiu, fiind partenerul lor, poate merge cu o delegație restrânsă, cu un reprezentant de la noi din primărie, din Agricol, cu 2-3 reprezentanți ai fermierilor, cu acel catalog unde vom prezenta toate produsele și unde putem face lobby pentru toți. Cu siguranță, da, exemplele pot fi relativ simple. Dacă toți producătorii de miere, spre exemplu, din Ovidiu, să spunem că pot produce 2-3 tone de miere, dau exemple întâmplătoare, până la urmă, altfel este să te duci la un târg și să spui, uitați, în zona noastră producem 3 tone de miere. Este cineva interesat de producția asta să o ia pe toată? Una din cerințele lanțurilor de hipermarketuri este să le asigur producție constant, marfă constant și săptămâna asta și săptămâna viitoare. Așa este. Așa este. Țineți cont că totuși majoritatea fermierilor din Poiana deja au dezvoltat un sistem acolo de solarii, de sere, așa că producția poate fi asigurată și pe parcursul iernii fără niciun dubiu. Depinde acum și de volume până la urmă. Dar e un început în toate și cu siguranță se pot găsi soluții de viitor. Important este să începem pentru că scopul final este cu bătaie lungă, așa cum spuneați dumneavoastră, poate chiar accesare de fonduri. Peste un an, doi, de ce nu? Asociativitatea e marea problemă în România, că suntem încă tarați de pe vremea comunismului. Așa este. Ideea a venit de la ei sau ideea a venit din primărie? Ideea a venit de la noi, le-am adresat o invitație acum o săptămână, ne-am întâlnit, am vorbit deschis, costuri nu sunt pentru ceea ce dorim să facem, deci nu e chestiunea în care să impunem o taxă, doamne, vrei să participi, să intri, ci pur și simplu vrem să-i promovăm mai bine, pentru că prin intermediul lor, până la urmă, promovăm și orașul. Și ajutăm și pe ei, fără niciun dubiu. Deci, în scurt timp, da? De ziua recoltei, de ziua recoltei, lansăm oficial acest proiect. În perioada 12-15 octombrie. Și site-ul tot atunci. Mai e ceva ce vreți să spuneți și nu știu eu să întreb despre proiectul ăsta? Nu, stai pe proiectul ăsta. Despre ziua recoltei. Despre ziua recoltei, așa cum facem în fiecare an până la urmă, am stabilit deja data, joi, vineri, sâmbătă, duminică, timp de 4 zile, pe platoul Centrului Cultural din orașul Ovidiu. Vom invita fermierii dobrogeni și fermierii ovidieni, să le spunem, dar deja au denumire asociativă, așa că putem să spunem fermierii din Poiana lui Ovidiu. Este expoziție cu vânzare, până la urmă, locuitorii orașului Ovidiu au posibilitatea să se pregătească pentru iarnă cu tot ce înseamnă zarzavaturi. E o perioadă în care ne gândim gospodinele să conservăm produse, murături, compot și așa mai departe. E un moment propice pentru a face piața de toamnă. Sigur că sunt deja întrebat, doamne, dar ce veți face? Veți face spectacol deosebit și așa mai departe? Consider că nu e cazul totuși. Facem lucrul acesta de ziua orașului Ovidiu. Ne gândim și la bugetul localității. Putem acoperi relativ ușor numai cu ceea ce facem prin ansamblurile de la Centru Cultural, ansamblul Dobrogean, Carmenaima și așa mai departe, un mic spectacol cu ceea ce facem noi efectiv. Cum mi se pare ideea cu asocierea asta? Sunt unul dintre investitori, pot să spun, într-o activitate agrozootehnică după suprafața administrativ-teritorială a orașului Ovidiu. Am participat la ședința în care s-a propus înființarea unei asociații a atestaților agricoli din cadrul administrației locale, teritoriale. Și da, am fost încântat
Din contră, am susținut și deja am completat preadeziunea, pot să spun că este în fașă, toată ideea este în fașă, deocamdată este o idee, sperăm să se concretizeze și să aducă un ajutor nu atât de imagine și de administrație, producătorii și membrii acestei asociații să beneficieze de consultanță pentru a ne dezvolta, că vedeți condițiile în care muncim, atât am putut, atât consultanță cât și o mai bună, un ajutor de mai bună colaborare cu instituțiile statului, ceea ce înseamnă Direcție Sanitar-Veterinară, Direcție Agricolă și alte instituții care sunt implicate în activitatea agricolă, atât în județul Constanța cât și în țară. Ideal ar fi să se înființeze în toate județele, în toate localitățile așa ceva. Mai departe sunt și alte idei care pot duce la dezvoltarea atât zonală cât și fixarea tinerilor la țară, înființarea prin galuri, înființarea de puncte de colectare, puncte de sacrificare chiar pe anumite categorii de animale care se pot face cu fonduri europene. Ideea este foarte largă. Deocamdată discuțiile fiind la început, facem pași încet, 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 sperăm să avem ajutor atât noi cât și un motiv de mândrie a administrației și a domnului primar care a venit cu ideea și sperăm să o concretizeze bine, spre foarte bine chiar. Este loc pe piață pentru aceste asociații, chiar este o necesitate de la Uniunea Europeană ca membrii, ca cei implicați în agricultură să se constituie în cooperative, în asociații, în forme organizatorice care să le permită să vorbească o singură voce atât cu beneficiarii, cât și cu furnizorii de produse. Altfel nu se poate. Independența s-a dus de mult. S-a dus de mult. Nu mai merge.